începând cu emisiunea asta, o să mai bântuim și până piesele din România, în satele românești. Acum suntem la Calafat. Săptămâna viitoare poate mergem la Poiana Mare sau în satul marelui actor Oltean, după, la Băilești. Aflăm prețurile care sunt poate altfel decât la București. La București nu găsești fructe proaspete de curte, de, mă rog, de livadă. Așa, și mai are o calitate. Sunt nestropite, pentru că am găsit la ăștia din Occident, când cumpără fructe din România, dacă la 100 de kilograme de mere nu găsesc 2-3 viermonoase, nu le iau, că înseamnă că sunt cu multă otravă pe ele. Deci ăsta este semnul cel mai bun, știi? Da. De când vii matale aici, pe colțul ăsta? Cred că am mai mult de 20 ani. Da? Da. Și numai pe colțul ăsta? Numai pe colțul ăsta. Da, da, bravo. Așa am vrut eu să fiu lângă fata. Fata e colea și fata mea. Dăm vreo 5 de alea de leu, știu. Bine, su, mamă, a lu baba 8 lei, lei? Așa. Tot... Iar baba cu usturoiul. Baba cu usturoiul care mi-a dus usturoiul la uriaș. Da, pui și pe ăsta, așa pe grat. Bagă-ți și pe ăsta din partea casei. Ți-am dat banii, ți-am dat, nu ți-am dat. 5 lei tot ăsta. 5 lei tot. Pentru 1150. Ca în Honolulu. Uite, așa se face o dată. Gata. Dăm 5 lei răs. Da. Da. Aude, asta merge și ăsta umplut? Nu. De ce să nu meargă? Bine, că copilul e mâncat în timp. Păi e iute, dar bagi puțin orez în el, nu? Da, dar uite, am și de raci. Știu, 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 de raci, dar nu. Da. El e un cântăreț celebru, cilian, dar l-a uitat lumea, l-a uitat lumea. Vrea să-și vândă telefonul. Nu mai merge cu muzica. Ar fi minunat, senzațional pentru voi să reușiți cumva să-l păcăliți pe Mircea, să vă ia cu el la piață, pentru că e chiar o poezie ce se întâmplă acolo cu toate băbuțele lui foarte simpatice, care sunt toate îndrăgostite lulea de el. M-am întâlnit cu el în piață, am aranjat noi așa o întâmplare, pentru că uite, cu muzica cum ne-au trecut ăștia și ne-au izolat și nu, practic ne-au transformat în asistați sociali. Am zis că m-am dus să fac și o afacere, vând telefoane la mâna a doua, având un tricou purtat, o lipsă de ceas. Uite, nici pantof nu mai avem în picioare când ne-au luat ăștia cu 7 piei de pe noi. Dar merită să trăiți prin experiența Mircea Dinescu, că e chiar o experiență. Când cumpărați vinete, le pipăiți așa să fie moi. Că multă lume, ce să fie, nu, moale, vânăta e bună, moale, ce înseamnă că e invers, da? Că nu are semințele tari și dacă... Și asta... Vă uitați la emisiunea mea? Cum să nu? Și în primul rând vă apreciez ca personalitate literară. Ce? Ca personalitate ce? De a fost om profesoară, de ce? Om de afaceri pe dracu, pe gubos sunt. De ce spuneți că totuși... Da, da. Păi uite, am rămas cu vinul nevândut. Merge, dar nu prea. Acum în toamnă urmează să culeg. Acum mâine culeg muscat o tonelă. La nunți. Ce a fost profesoară? Ei, repede, identifică răspunsia. Ce, doamna, ce? Am ghicit. Azi am cumpărat și dovleci. Da, ca să faceți rețeta. Ca să fac rețeta, da. Da, da. De gem la ceaun. Da. Gem la ceaunia, spune, să audă lumea. Da. Deci măr de ăsta, eu am luat cu un leu că erau cele mai mici. Da. Și mai negociez. La 2 lei le iau cu un leu 50. Dacă iei multe... Da. 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 Dar o să trec miros, ne mai pomeni. Cum? Aseară culese din livadă de la Cipriceni vechi. Mm-hmm. Da. Deci astea cu... Cu un leu jumate. Un leu jumate. Da. Puneți-mi astea. Da. Astea toate. Da. Cine ține rog? Astea mai micuțe sunt cele mai bune. Da. Și la mură. Și cele mai parfum. Și deci pe lângă murături, da, se știe cu coanele. Da, deci dacă băgați un măr de ăsta parfumat, capătă și zeama murăturilor. Da. Gust plăcut. Gustos, da. Dulce. Și mănânci o fasole iacnie cu măr murat. Da, da, genial. Da, 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 da. Aromat. Da, aromat. După cum vedeți, sunt mai mulți vânzători decât cumpărători. Bine, e finalul. E deja, finalul. Da, e duminică, da. Și deja terminăm. Da, se simte criza așa că oamenii nu prea au mărușit. Se simte. A mers acum un pic luna lui August, pentru că au venit copiii de afară și tot tineretul. Acum a plecat, nu mai merge nimic, că nu are cine să consume.
Asta e scump. Da, asta e marea scump. Drama. Este da. Scump, da. Uh-huh. Toarcem la cetate să vedem cât de inteligent e băiatul ăsta, Florin Chilian, în continuare. Bine, hai, pa! Astăzi am invitat un artist, nu zic nici solist, nici cântăresc, pentru că el e o ciudățenie în lumea asta a celor care cântă. Florin Chilian e un personaj într-o piesă care poate nu se mai joacă, dar el continuă ca un mare actor. Și după ce s-a terminat piesa pe stradă, el rămâne același personaj. Am dreptate sau nu? Corect. E un intelectual de rătăcit printre cei care cântă. Ia cât aici, în afară de faptul că el scrie și muzica și textul, intră și într-o chestie preclasic. Nu cunosc asta. Parte de corzi cu voce. Eu am auzit de tine acum vreo 20 de ani, cred. Cum ne-am cunoscut? Eram în alt loc fabulos, la cherhanaua lui Vasile Briceac de la Olimp. Noroc, Nea Vasile, să trăiești. Într-o companie foarte, foarte, foarte frumoasă. Niște oameni geniali. Domnul Nicu Alifantis, era domnul Marius Bațu. Între noi și Tucă, show. Care se juca el cu gâtele, tu și-a mai dărâmat scrumiere, mai cum face el prostii, Oltean. Și zic, băi, stai cu minte, că uite, a venit și domnul poet Dinescu. Și apare Mircea, sună-mă. Zic, hai mă, Mircea, lasă. Zic, acum vorbim, eu știu că tu ești de la televizor, că vorba aia. Nu, acum te rog să mă suni. Zic, hai mă, Mircea, putem comunica așa, n-avem nevoie de intermediari. Acum te rog eu frumos să mă suni. Și zic, na, ce-o fi în mintea lui? Zic, bine mă, hai, dacă vrea el să-l sun, îl sun. Și până la pe telefon, mă uit, Mircea Dinescu, poehet, și-l sun. Și îl văd că se luminează așa la față și merge la soție și zice, uite cine iubi. Pentru că, zice, nu mai am liniște în casă cu nevastă mea, că nu știe cine iubi din telefon. Și zice, uite, el e Florin. Pentru că avea un șofer, am oameni peste tot, asta nu înțelege marea parte a populației, și avea un șofer care pur și simplu îi punea tot timpul, cu fiecare ocazie, muzica mea. Și a rămas iubi și urmând să ne întâlnim, și mi-a luat numărul de telefon și mi-a trecut iubi, pentru că piesa aceea îi rămăsese dânsului în memorie. Vine luna plină.
mă transform. Ai mai cântat Iubia sau? Firește, da? Am cântat-o și miercuri la Teatrul Național acum. Da? Unde? Întâmplare. La Teatrul Național? Da, e o întâmplare foarte mișto acolo, un loc de cântat. Da. Eu m-am aflat târziu. Și muza de față, iartă-mă. Da. Eu m-am aflat târziu de biografia ta ciudată, că ești un tip, cum să spun, te dai membru al societății civile sau chiar ești prin structură așa, păi, ești indignat de cele lumești. Înainte, și... în psihologie, revolta împotriva socialului care nu corespunde cu pretențiile tale sau, mă rog, se chema, era o chestie benefică. Uh-huh. Acum au pus-o băieții la index și îți dau pastile. Uh-huh. Și... deci... ca viața, apropo de poezia pe care ai început-o, știi, și de prezența mea în locul ăsta absolut superb aici la tine, la cetate, Berzei Chioare îi face Dumnezeu cuib. Iată-mă aici la tine la emisiune. E ceva. E. Întotdeauna mi-am dorit o căsuță mică pe un râu amărât, așa. Și când am fost la Maglavit acum 30 de ani, întâmplarea făcută acolo, scosese Groșan, prozator Groșan, o carte, se cheama Nu ții spaima Constituții. Pe vremea lui Ion Iliescu, inventase el un soi de secretară, dar lui Iliescu, da, știm parașută, în fine. Bun. Și am lansat-o la Craiova și a venit un medic și a zis, domnilor, sunt admiratorul vostru, nu știu eu, citesc Cațavence. Doctorul Voina era directorul spitalului de la Calafat. Și am o casă pe malul Dunării la Maglavit, e ziua mea și am tăiat un vițel. Zic, domne, unde ai spus că... Adică nu sunt singurul norocos și tu ești. Maglavit, unde a fost Dumnezeu în inspecție acum 100 de ani. Unde a dat cu bâta în cap. Bine, a fost puțin și a plecat, n-a mai venit după aia. Dar atunci am avut Dumnezeu, dinesc, voi o căsuță pe mal, iau de la Maglavit. Da. A doua minune de la Maglavit. Bun, o să-ți gătesc ceva... Să chiar luăm, un poem, fii atent, asta, un poem. Asta trebuie să-l ia soția. Vreau să, de aici. Să tai pe ea. A, bun, e ok. E bun de... E un kilogram de muzică, știi, eram, apropo de toate cucurbita. Am stat la Mogoșaia, la o casă de creație, și veneau frații Grigorii, erau prieteni cu Fănuș Neagu, știi, și l-a luat unul dintre ei, zice, băi, zice, fii atent, unul era, fusese căsătorit cu fica lui Gheorghe Udej, unul dintre frați, și zice... i-a dat lui Gheorghe Udej, scriitorii făceau omagii fie ană, și i-a dat un cărțoi așa cu coperți de lemn frumos, așa, știi câți ani am tăiat o ceapă pe coperta aia omagială? Păi așa. Acum ai ocazia din nou, că, e un kilogram de muzică aici, sau muzică din kil, apropo de ce pregătești aici. Îți fac aici o rețetă super și cei care se uită la noi. N-ai nevoie decât așa, de usturoi în coaje. Sper că renunți la portocale de data asta. Toată lumea zice, roagă-l să renunțe la portocale. Nu se poate renunța. Eu mă așez și te aștept, te urmăresc de aici. Să știi că portocale românii au mâncat, au stat 500 de ani sub turci. 500 de ani. Se mâncau și acum 500 de ani portocale în țara românească și în Moldova. Ardei de diferite culori, da? Cum am spus, pictura lui Dumnezeu aici. Un gogoșar... Unii mai progresiști ar spune acum că e un fel de ăla, cu toate culorile, cum se vânătă, cheamă steagul ăla. Vânătă, ce frumoasă. Sunt vieți. Lasă-mă, că nu te... Nu, da, cu... Sunt foarte blând, să știi. Dacă nu-i lovești, te asașează pe mână, totul e să nu-i lovești. Te înțeapă dacă lovești.
Vine, vânătă albă, vânătă, vânătă, ca să zic așa. Și ce am aici? Niște papardele. N-arăt firma că vreau să fac reclamă, să mă înțeleg cu ei. Eu, deci papardea o fiată, n-ai auzit știu de papardea. Știu că-s Florin, dar e o albinuță, uite chiar la ochiul meu, vezi? Lasă-mă, se așează pe mâna mea și nu... Fă bine, fiți blânzi. Dar n-am lăsat unii să așeza pe clapă. Da. Deci papardeaua respectivă... Eu n-am mai auzit de... Un soi de ce, e, cum ce e că, papardea? Așa le zic italienii. Aha, deci, de aici. S-aude cum troznește, ha? Dacă ronțăi, este grâu tare, făcut griș și pe urmă a făcut tăieței. E genială, pe cuvânt. Eu am făcut o colecție, știi, de... De babardele. De babardele, dar cred că am luat din, de aici, de la Calafat, de la un magazin, nu spun care, am luat vreo 100 de astea. Mi-a plăcut atât de tare că am trecut pe papardele. Fii trebuie aia. Să știți că am intrat deja în bucătărie și am furat șorici. Lasă aia, lasă șoriciu, mă, minunat. Eu îți fac niște chestii fine acum, tu mă iei cu șorici, nu fii. Păi eu trebuia să spun că dacă aici vin la tine în bucătărie și nu fur ceva, parcă n-am aici intrat. Am pus niște ulei, că eu am mai explicat că dacă vrei să coci ardei, sau ce vrei tu, cel mai bine e să pui într-un vas niște ulei și îl fierbi în ulei până când coaja asta se poate și îl scoți înainte să se ardă și nu știu ce. Și usturoiul la fel. Minunat sfatul tău, sunt doctor în fiert ouă. Ascultă-mă, da? Ai reușit vreodată? Da, le las vreo oră până mi-aduc aminte de ele. Deci pun usturoi în coaje. În rest nimic nu sunt în stare. Pun niște ardei cu care o să fac eu papardelele. Doi ardei de ăștia, sunt iuțișori, dar nu foarte iuți. Ca să aibă culoare. Am mâncat la borșul de pește, sunt senzaționale ardei. Și un fierde, iată. Pușa, fiată, au apărut ăștia. Le gogoșar. Opa, stai, ușor copii, ușor. Na, că să ai o... N-am. Las că să face și fără, că s-a încins bine. Pur și două roșioare, da? Nu te super, nu? Nu, și ciumperci? Să copt puțin, reușesc să-i scos coaja, fierbem papardeaua, înțelegi? Și pe urmă, într-un vas de ăsta, punem... Deci fac două rețete, lasă și cu stoc și un ok, dis. Bine. De ce un dis de ăsta tocat așa? Aha, nu are, sunt aleatarii, ok. Ăștia sunt dulci. Îi bag și pe dânsii. Cum îi recunoști că ăia sunt iuți și ăștia? Păi când îi cumpăr de la Calafat, am băbuțele mele, fiecare are o specialitate. Ardei de ăștia, ăștia sunt dulci. Păi ai curaj? Nu, odată cumpărați, de unde știi că îi amestești cu ceilalți? Nu, bă. Ăsta iute, ai curaj? Nu. Uite, eu am aici, am curaj. Eu mănânc câte 10 ardei pe zi. E o terapie. E adevărat că pentru stomac, nu? Și la stomac, că bine, lumea crede că face rău la stomac. Și la noi, apropo din de contra. Stomac, cum e în India de sunt, și în Mexic, de trebuie să mănânce foarte condimentat. În turism ferial, că eu, domnule, nu mănâncă, am probleme cu hemoroide. Păi unul sat aici face alivie din ardei pentru hemoroide. Te unci ăia să retrag speriați, adică... Păi doar când o prepar să retrag speriați, nu mai trebuie să te șiu. Atâtea vitamine și atâtea chestii benefice, că până și nefericiți ăia să retrag și dispar. Bun. Am uitat să-ți prezint vechii mei prieteni. Mambo Siria, nu i-a mai dat de mult. Ia mă, zice ceva de pe vremuri. Să ne înveselim până scot eu ăștia. Mai zi, aș
și de rugămintea ei. Ia mai zi, mai zi, mai zi, și de rugămintea ei. Ia mai zi, mai zi, mai zi, o băcaie într-un bordei. Ia mai zi, mai zi, mai zi, și de să-i vreo două, trei. Ia mai zi, mai zi, mai zi, o băcaie într-un bordei. Ia mai zi, mai zi, mai zi, îi păpâi că-i plac cu ei. Ia mai zi, mai zi, mai zi. Săraca, fată săracă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Sărmana, fată săracă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Toată vara paște-o vacă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Hai, toată vara paște-o vacă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Vaca nu pășea, ia mai zi, mai zi, mai zi. Și când vaca nu pășea, ia mai zi, mai zi, mai zi. Fata noastră să iubea, ia mai zi, mai zi, mai zi. Fata noastră să iubea, ia mai zi, mai zi, mai zi. Vine primăvara, ia mai zi, mai zi, mai zi. Când vine primăvara, ia mai zi, mai zi, mai zi. Fata, fata, va caba, ia mai zi, mai zi, mai zi. Fata, fata, va caba, ia mai zi, mai zi, mai zi. Firea dracului de vacă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Păi firea dracului de vacă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Eu cu lapte și tu stearpă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Hai, eu cu lapte și tu stearpă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Ia mai zi, mai zi, mai zi. Ia că toamna a venit. Ia mai zi, mai zi, mai zi. Eu sunt cu copilul al mic. Ia mai zi, mai zi, mai zi. Eu sunt cu copilul al mic. Ia mai zi, mai zi, mai zi. Publicitate! Hop! Deci fiți atenți, am scos pe rând usturoiul, vânăta, că fac o chestie foarte simpatică. Mâncarea știi bine că trebuie să arate și frumos. Ori noi nu prea, părinții noștri, n-aveau timp. Pocăniță, toate erau roșii de la bulion. Nu trebuie, noi nu gătim cu bulion. Problema știi care e? Că, în general, oamenii nu iubesc pielițele legumelor. Mie îmi plac, culmea e, știi? Că uneori și pielița, ca și coaja de la măr, care are... Nutrienții. Eu ce-am făcut? Am copt usturoiul ăsta. Prin coacere, usturoiul nu mai are danful ăla nenorocit. Dar e supără. Dai de seama. Ce că e bun ca alungă? Păi da, dar dacă ai o prietenă așa și te duci, păi nu e la bine și la rău sau la greu, cum era? Da, dar parcă putea să zică la bine și la usturoi, era același lucru. Stai, mă, mirosul e important în relațiile dintre două personaje. E plăcut și o femeie care miroase frumos și chiar și un bărbat care nu pute, nu mai a țigară, știi? Uite, ăsta poți să guști. Gust, ți-a fost frică de ardei. Este dulceag. Să știi că da, ai dreptate. E dulceag și n-are iuțeala aia, danful ăla cumplit, știi? E, ori dacă e aproape ca un cartof. Da,
în afară de usturoi, o să pun o roșioară, îi dă acreala respectivă. Tu te-ai speriat că o să pun și puțină portocală, foarte puțină. Nu m-am speriat, dar toți vecinii de la mine de acasă m-au rugat, dacă mergi la domnul Dinescu, te rog frumos, spune-i să nu mai pună portocală și în mușdeiul de usturoi. Tu te-ai lăudat tot în cartier că vii la mine? Păi, dar cine nu s-ar lăuda în cartier că vine la tine? Dar ascultă-mă, fii atent. Ce vrei să joc nu pe adevărat, modest acum, să spun că nu. Eu am întâlnit oameni, nu trebuie să exagerez, că nu pot, în ciorbă eu nu pun totuși. Mariana mi-a zis, ia-i de vin. Da? Da. În fine. Da, știi că la mine pe cartea de vizită scriem Florin Chileanu Safir, că nu puteam să conving pe nimeni că sunt vreun artist. Da. Însă, de astăzi, de când am venit la tine de dimineață, cred că o să-mi schimb titulatura meserie, o să scriu Comesan. Comesan, fii atent, Comesene, fii atent. Perfect. Deci, acest ardei iute și el la rândul lui s-a îndulcit, da? Și acum păstrezi și cojile sau le arunci? Nu, cojile ți le pun la pachet, să ai o amintire de la emisiunea mea. Și îmi fac un colier. Știi că se păstrează fire de păr din barba lui Marx. Nu avem agerea de amintire. De la Marx, se vinde la suprapreț, fără glumă. Dacă ai avea o fire din barba lui Marx, fii sigur că la un... Le vând pe eBay. La un... mamă, fire din... Din chelia lui Traian Băsescu, peste 100 de ani. Ai avut ocazia. Sunt rare. Păi deci uite acum ce era aici. Marx avea mai mult păr în barbă decât... Aveai cumpărat și maglavitul cu totul, da, nu da, numai da, locul ăsta minunat. Auzi, fii atent. Deci eu am auzit despre tine niște chestii care m-au cutremurat. Ai fost copil al străzii? Nu, dar ce? Am crescut în locuri mai puțin... Nu, deci ai avut o chestie, o copilărie mai ciudată, așa, nu? Dar să știi că nu eram singurul, cred că sunt ultima generație de decreței. Așa. Dintr-o familie, cred eu, relativ ok, bunica mea a fost prima femeie inginer din România sau ceva de genul ăsta, dar altfel țăcănită, ca neam, familia vorbind. Și am fugit de la un cămin pe la 3 ani jumătate. Dar cine te-a băgat la cămin? Păi neamurile, că n-aveau loc de mine. Când m-am născut ziceau că sunt urât, nu mai e cazul acum când sunt extrem. Și s-au despărțit părinții la 7 ani. La 7 luni când aveam. 7 luni? 7 luni, da. Cine a fugit? Taică tu de acasă sau ce? Și maică mea, cred că, da, era o femeie foarte frumoasă. Și te-au lăsat pe tine. M-au crescut niște bulgari, după aia m-au dat la un... s-au propădit bulgarii. De ce bulgari? Am crescut în Dosul Mori, în București. Nu știu dacă știi tu unde e Târgu Vitan acum. Da, da. Așa îi se spunea pe unde l-am pus. Dar erau bulgari? Pentru că erau grădinari, era zonă... Da, da, da. Acolo Bucureștiul s-a întins între timp. Da, nu mai e. Acolo are... Deci au crescut niște bulgari. Uite, aici pe drum sunt frații noștri bulgari. Părinții mei adoptivi cum ar veni, nu? Da, din păcate n-ai învățat. Era bine dacă învățai limba bulgară. Ce zic acum? Da. Păi vezi că am învățat. Eu am învățat și eu bulgărește. Când am fost prima dată în străinătate, în Bulgaria, m-am zis cu mașina. Și mă încurcam pe acolo. Când zic, Bucurește bine? Și făcea... Aoleu, am întors repede. Și a fugit după mine. Invers, știi? Adică la ei, da, este nu. Și nu înseamnă nu e da. Da. În fine. Eu ciudățen, în fine. După aceea m-au crescut niște... M-au dat la căminul ăsta unde a uitat să mă ia. Am fugit, am stat prin canalele Bucureștiului, pe la stadionul Olimpia, pe acolo. Ești tare, s-a totuși, scris, nu stai așa. S-a scris și o carte, câți ani? Viața începe la Milogu. Deci tu ai fost între primii ăștia, cum se chemau ăia, din canalele Bucureștiului? Ce știu eu, dar nu era... Asta se încercă, știu, eram foarte, foarte mulți. Nu eram singur, erau mulți copii, mulți părinți. Știi erau cum e până, că... până ce an? Până 90 și... Mulțumesc, ce bezi, ce mâncați. Și erai pe vremea bine. Comunismului? 60 și... Prin ce an ești, 70, eu cred că e mai tânăr. 75, sunt născut în 1968. Deci nu erai pionier. Nu. Ai ratat această chestie. Am ratat, nici ai pionier, fost dizident. N-am fost nici tăcis n-am fost. Am făcut sport, am avut norocul să fac sport de performanță. Atunci aveai o alegere, aveai posibilitatea să alegi. Mie mi-a plăcut bicicleta. Știu că eram copil și am furat o tricicletă unei fetițe, că o dusese tatăl să ia înghețată și eu nu puteam să urc pe tricicletă. Și ai ciordit-o? Da. De mic, ce n-aveai? De mic. Nu mai știu dacă îmi puteam să urc pe tricicletă, care era atât, deci eu aveam, nu cred că aveam 70 de centimetri înălțime. Și ai furat o bicicletă. Tricicletă. E un film celebru, vezi că, hoții de bicicletă. Da, vezi că am dus nebunia până la capăt și am ajuns multiplu campion național de ciclism ulterior. În ce an? Da, de foame.
De la 14 ani. De încolo. Foame? Adică ce? Se dădeau... Păi se dădea mâncare și se dădeau haine, echipament sportiv. Până când am avut bucuria să-l întâlnesc pe domnul Doru Stănculescu la un concert al lui Valisterian, cântând Șambala, și în momentul ăla am decis că eu vreau să fac muzică. Uh-huh. Mi-am predat echipamentul. Dar era deja în ce an era? De... 85, cred. Aha, deci tot în comunism. Sau 83, da. La cenaclul Păunescu. Nu, n-am fost acolo, m-am angajat Valisterian, eram tehnic la el, căram boxele, căram scule, făceam sunet, făceam meserie. Lumini. Păi am învățat din spatele scenei. Da. Restul e, ce să zic, istoria asta, muzicii. Asta e foarte mișto, nu, e foarte mișto, ai biografie, știi că... în general, în Occident, mari scriitori, toți au biografie. A fost bucătar, hamal în pornu și așa a devenit mare prozator. Sau mare poet. Da, uite-te la noi e mai, da, care... La noi este mai chestia, aoleu, cam nasol. Știi ce... Nu am o problemă cu mine. Eu să știi că mă gândeam de multe ori, zic, băi, dacă ai mei ar fi rămas împreună, la ce fel de caracter eram, cine știe ce tâmpit ieșeam de mă așa vedeai numai nevoit, la... da. Să mă descurc. Să te descurci în viață. Dat fiind faptul că nu-mi place să muncesc, detest munca și nu înțeleg pe oamenii ăștia care spun că le place munca, am muncit prea mult, prea rău, de prea curând ca să mai îmi placă munca. Și atunci m-am apucat stai de muzică. Că, da, vezi aici că mulți oameni cred că muzica nu e o muncă, literatură, ce aia, bă, scrii, aia nu e muncă, decât aha, dacă munca e muncă ta, stai să fizică. Ne înțelegem, am citit o poezie scrisă, pusă chiar astăzi, ieri ai scris-o, nu, Mircea? Da, da. A postat-o ieri pe pagina... Asta cu haina. Pe pagina de Facebook, da? Da. Regviem de... Regviem la o haină. La o haină. Așa. Deci, zi-o ca lumea, zi-o în picioare, în primul rând, că da, poezia... M-am mutat ăsta, că mie când sare... M-am pus aici mai lângă paharul de vin. Poezia se recită în picioare. Dar eu nu sunt recitator de poezii. Da, haide să vă spun. Cea mai recentă poezie a domnului Dinescu, Regviem la o haină. Sunt ca un sac cu cârpe, uitat... Stai, zi-o, mă, știu frumos. Sunt nu ca un sac cu cârpe uitat de un prost în gară, unde când trece trenul... Chiar nimeni, chiar nu, coboară. Nimeni nu coboară. Nici gaia care nici scurmă... Nici gaia care scurmă... Cochetă printre șine... Atentă la primejdii, n-are habar de mine. Acarul ce vânează... Acarul ce vânează chiștoacele între linii... Crede că, că joc în filmul postum al lui Fellini. Am învățat să recit? Da, da. Și-și pune încă o dată lămpașul pe avarii, sperând să se întoarcă... Din cosmos căpșunarii, care îți pleca din cosmos, că nu se mai întoarcă. Șinele plictisite să stea... Băi, uite ce... Șinele plictisite să stea tot paralele... Știi cum ar fi se strâmbă la țiganca bolnavă de mărgele, care halin fasole slăită cu curechi, m-ar vinde cu plăcere strigând... Ia haine vechi! Păi asta suntem, bă! Mambosiria! Așa sfârșim, haine vechi, una ia băgați! Haine vechi! Bagă! Siria, mambo, la ra-cha-cha. Ram-ta-turu, turu, turu, ram-ta-turu. Ya, na! Ram-ta-turu, turu, mambo, la ra-cha-cha. S-a culcat, umbră mi s-a arătat, în mâine cu un saxofon și mi s-a recomandat. Mambo Siria, 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 Mambo Siria, ia, da! Mambo Siria, Siria, Mambo la rap-cha-cha. Rap-ta-turu, turu, turu, rap-ta-turu, ia, da! Rap-ta-turu, turu, e Mambo la rap-cha-cha. Thank you.
din saxofon, el zicea și la trombon, pe cânt așa și-am zicea, muzica e viața mea. Mambo Siria, 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 Mambo Siria, ia, da! Mambo Siria, Siria, Mambo la ra-cha-cha, ram tam turu, 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 ram tam turu, ia, da! Ram tam turu, turu, Mambo la ra-cha-cha. Muzica e viața mea. Mambo Siria, 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 Mambo Siria, ia, da! E Mambo Siria, Siria, e Mambo la ra-cha-cha, ram-tam-turu, turu, turu, ram-tam-turu, ia, da! Ram-tam-turu, turu, Mambo la ra-cha-cha. Să mai vorbim ceva despre biografia ta romanțată. Cu iubia... Ce-ți veni cu iubi ăla? E o poveste, pentru că n-am memorie mecanică, Mircea. Nu țin minte. Eu cu textele... Da, ai o memorie suferană, afectivă. Afectivă, emoțională. Și într-o dimineață i-am spus unei domnișoare a doua zi după, Cristina. Și n-o chema Cristina. Și în clipa aia mi-a trecut un imbric de cafea pe la ureche. Ja. Și nu o să mai spun niciunei fete pe nume. Și am zis, iubi, i-am glumit, mă, mamă, cum să zic eu, ție Cristina, când pe tine te va te cheamă, că mi-am amintit. Vasilica. Știi? Așa, Gheorghina. Și zic, am făcut și cântecul. Cântă-mi-l. Zic, nu acum, când vii de la muncă. Dar tu, da, e interesant că... Nu ești un cântăreț născut, în sensul ai o voce, că nu am voce. Care, da. La mine e mai simplu, eu nu am voce. Am un timbru mai special. Eu tot spun, adică poți să fii artist, să fie talentat și să n-ai inteligența artistică și nu ești artist mare. Se întâmplă să ai numai inteligența artistică. Și tot să nu fii artist mare. Dar să ai puțină voce. Puțin așa, când să o ciupești. Deci la tine e vorba de inteligența artistică pentru că tu... Așa cum se vede și pe chestia aia, îți faci singur textele. Le scriu, și da. Compui, îmi pare rău că v-am... Compui și muzică, nu? Pe bune. Da. Mi-e mai simplu să mă exprim pe mine însumi, pentru că nu așa... Era un dement care a zis la un moment dat, domnule, artistul trebuie să fie mai puternic decât arta lui, pentru că trebuie să-și o apere. Probabil că din multă lume neînțelegând asta, ce spuneai și tu, că te condamnă în anumite situații, și pe mine la fel, oamenii nu înțeleg, nu ne interesează, mergem mai departe, dar am nevoie să mă exprim pe mine și dacă arta nu-i personală. În primul rând, artistul nu trebuie să fie o fată mare. Artistul poate să aibă experiențe, tot să fie o droaie de experiențe. Și poate să aibă păreri. Și nu, dar arta ta poate să izvorească și din tragedie, și din comedie, și din eșecurile tale în viață. Sunt experiențele personale. Din asta iese arta. Trebuie să ai puterea să te recunoști pe interior. Nu ești un exemplu, domnule, te scol la ore exactă, te bărbierești, umbri cu hainele călcate. Dar stai puțin, Mircea, pe cartea mea de gândită, pe cartea de muncă scrie nebun, artist nebun. Eu nu sunt un etalon despre cum trebuie să comportă. Oamenii... Să poți să pui pe cartea de vizită chestia asta. De muncă. Cel puțin 30 și ceva de ani de muncă. Spunea ăsta de pildă, preclasicul. Este Quartet de corzi, muzică preclasică, muzică... S-a oprit la Mozart. Da, hai să ne mai înveselim puțin cu prietenii noștri. Într-o gură dulce a lui Marioara. Să vă spun ce s-a întâmplat la Timișoara. Într-o gură dulce a lui Marioara. La un col de stradă, golanii grămadă, stau de-o pe-un copac, măi, ca să-mi dea în cap. La un col de stradă, golanii grămadă, stau de-o pe-un copac, măi, ca să-mi dea în cap. Thank you.
Și când ajung să iei în dreptul lor, strigă cel mai mare, stai că te omor. Păi mă uit la Maria, mă gândesc la viață, eu singur cu atâția nu pot face față. Mă uit la Maria, mă gândesc la viață, eu singur cu atâția nu pot face față. Lăsa-i pe Maria și o luai la fugă, pe nu mă ajungea nici Daci 1100. Și fugeam, fugeam pe trotuare, de săreau pantofii din vișoare. Și fugeam, fugeam pe trotuare, de săreau pantofii din vișoare. Așa-i vorba din vătră lăsată, fuga-i rușinoasă, dar e sănătoasă. Că de nu fugeam, hei, de dracu dădeam, îmi pierdeam și pălăria ca și pe Maria. Că de nu fugeam, hei, de dracu dădeam, îmi pierdeam și pălăria ca și pe Maria. Am revenit din publicitate, Mircea, da, ceva de mâncare. Am revenit din publicitate, că... dar facem o reclamă la Unde Casă Extra, Comalat. Cașcaval, tot la Comalat. Venind eu spre Alexandria, spre Craiova, trec prin Alexandria, este o comună acolo, la ieșirea din Alexandria, Nanov se cheamă. Și acolo am văzut eu, domnule, e o fabrică de unde, lapte bătut, de tot soiul de chestii. Și într-o zi cineva mi-a adus, băi, și mi s-a părut ceva nemaipomenit. Naturale? Și am luat legătura cu ăsta, băi, ultranatural, uite, un unt, am văzut culoarea asta și untului. Și sunt făcute acolo? Mamă, făcut n-am acolo. Mai văzut unt așa galben. Galben, da, mă, da, că ai da, crede da. Că e făcut cu... Cu acoarele, nu, da. Dar ceva de mâncare ai aici? Da. Nu știu cine te-ai că eu sunt de la... Ascultă-mă. Care nu mănâncă carne. Bă, cum se estetică, ți-am spus. Mi-ai pus numai, nu știu ce e aici, astea-s bune de făcut suică, băi, Mircea, de mâncat. Papardelele nemaipomenite, băi. Alea-s cu carne sau din carne? Băi, nu fi, mă, cele mai bune chestii sunt alea fără carne, de fapt. Cum vrei să cântăm noi în seara asta dacă n-avem ce mânca? Energia zici că faci din Ardei... mâncare, zici că faci masa pentru balerine tu astăzi. Energia este din Ardeiul iute. Păi ce masă e aia fără carne? Nu e adevărat, măi. Băi, ia uite că nu e adevărat. Dar mă, țineți cu mine că vorba aia, suntem colegi. Păi da, stai puțin. Nu mă vindeți așa repede. Energia din Ardeiul iute. O să pun puțin unt de ăsta, da? Și tu nu-mi pormă și puțin. Proteina care. Vegetală asta s-a topit, că... e de 6 ori mai puternică decât cea animală. Eu acum te necăjesc, îți dai seama. Îl punem deasupra așa puțin. Așa, stai. Stai puțin, ce... Eu dacă aș fi bucătar aș muri. Că aș lua niște proporții. Așa, și acum se pun chestiile astea, mă. Și dai o culoare, știi că multă lume crede că trebuie să faci, nu știu, numai cu legume... Trebuie cu să fie curcubeu. Deci mirosul acestei... deci am pus vânătă, ardei de la dulce, ardei copt, dar stai că pun acum și, mamă, și niște cașcaval. Bă, fii atent. I-ai într-o luat, comună din România. Bă, i-ai luat din... untul lui Iții, cum da. Știi că m-a întrebat de el. Și ăsta, și ce cașcaval făcut, cum pare, numai la prietenii mei de aici. Și cred că le fac și cu animale tradiționale, că miros a animal tradițional. Clar că e după rețetă tradițională. De la bunica. Și vine, o să avem discuții cu ei. Dar uite ce culori sunt acolo. Da.
Mai putem să punem... Eu nu știu cum, îți păstrezi silueta. Nu mănânc multe babardele. Dar când mănânc numai de-astea și nu mai mănânc altceva, știi? Pe bune. Și asta o mănâncă și copiii cu plăcere. Bun. Deci am făcut o chestie super fină, plăcut mirositoare. Dacă mai ai timp, fac și una babardele cu ciuperci, cu nu știu ce. O să vedem. Dacă nu vine și felul întunericul. 3 ceva de mâncare felul facem, 3, nu? Porcul pe ascuns. Păpitii. Da. Hai să ne mai înveselim puțin cu prietenii noștri. Spuneți-mi și mie, că uite, vorbeam cu domnul Dinescu, să vindem rețeta succesului către colegi. Vă adunați la repetiții, la unul acasă, da, aveți... Dar cânt asta de 30 de ani. Eu altceva vreau să aflu. Da. Vorbim așa noi, ca muzicienii. Nu, ne adunăm la șeful de orice. Scriem textele, nu știu ce, avem mișcarea de scenă. Uite, ca să știi și colegii mei, că ei n-au atâta succes. Iată, acum, tot acum vreo 20 de ani, cred, poate 15, am fost la ei în sat. La Nea Marin, acasă, nu știu ce, știi, și ne-am adunat în piață la ei, în, Dârvari. La Dârvari, da? Și s-a mai adunat vreo, eu știu, 20 de cetățeni ai satului acolo. Să vadă ce se întâmplă. Și, și eu zic, bă, hai mă să le dau ceva de bă, vine Dinescu, da, înțeleg? Da. Și era un mic
alimentar, un chioșc acolo unde avea pâine. Nu zice că s-a făcut cârciumă, da, la Dinescu. Așa. Nu, altceva vreau să spun. Fii atent. Și mă duc, zic, doamnă, zic, vreau să dau și eu, fac cinste sătenilor de aici, băieți, care se uită la prietenii mei, la mambo siri, așa. Ce beau ei de obicei? Zice, beau asta, băutura asta, tip vodka, știi? Zic, eu prima dată n-am înțeles, fii atent. Și în fine, și zic, m-am uitat că 20, să iau 5 sticle de alea. Zic, scot 1.000.000, zic, dați-mi 5 sticle. Și văd că îmi dă restul 950. 800 de lei. Zic, domnule, stați puțin. Zic, ați greșit, mi-ați dat restul mai mult. Nu, ce atât. Păi zic, cât costă o sticlă de asta de tipul? Costă, nu știu, costa pe vremea aia, cred că 5-6 lei, nu știu. Bă, am rămas uimit. Nu, și eu am făcut socoteala. Bă, dracu, eu care produc vin, o sticlă te costa un leu, dopul numai un leu, sticla, numai sticla. Cum de costa aia? Și m-am uitat într-aia, scria băutură tip vodka. Apăruse și băutură tip vin. Adică, măcar, într-un fel, erau cinstiți, că spuneau de la început că nu e de adevăratele, știi? Dar îți dai seama câtă băutură tip vodka a băut Neamarin, de el... Era mai tare ca Tutankhamon, avea în el, cred că dacă-l... Câți ani? N-au trecut 7 ani. Hai să-l dezgropăm peste 7 ani. E nou. Și să vezi că e la fel. 3 ani. Mai așteptăm 4 ani, să sperăm că rezistăm până atunci. Să vezi că este îmbălsămat Neamarin. E mai frumos ca în realitate. A reușit operația mai bine, da, decât ăla din, da, Egiptul, da, antic. Îi mai punem și voi, că ne mai înveselim și noi. Hai că o să cântăm, zice, vrei să cântăm, dar nu știu ce să cântăm. Eu nu? E așa. Vine seara, vine seara și mie sete, mi se face dor de fete. Vine seara, vine seara și mie foame, mi se face dor de dame. Păi nu am bani, măi, nu am bani, măi, nu am bani, nici căruță cu talani. N-am lovele, nici gagică cu mărgele. Bate-mă, măi, bate-mă, Doamne, cu biciu, n-am gagică, n-am lovele, n-am serviciu. Bate-mă, măi, bate-mă, Doamne, cu paru, să mă doară buzunarul. Păi nu am bani, măi, nu am bani, măi, nu am bani, nici căruță cu talan. N-am lovele, nici gagică cu mărgele. Aoleu, măi, aoleu, ce-a dracu-mi vine, când ai bani și n-ai cu cine. Aoleu, măi, aoleu, ce-a dracu e, mă, când ai bani și n-ai cu ce, băi. Nu am bani, măi, nu am bani, măi, nu am bani, nici căruță cu talan. N-am lovele, nici gagică cu mărgele. Deci eu, într-una din zile, m-am apucat să fac texte și muzică. E și muzica mea și textul meu. Păi ei la fața lui Salam. Da. Dacă te apuci din astea... Da, și zic, Salam de Sibiu, Mircea Dinescu. Păi eu am vrut să mă chem, dar se dăduse Florin Salam și am rămas Florin Chilian și Florinel Fermecătorul. Da, e talentat. Eu n-am nimic împotriva. Nu, dar nici eu, îmi place. Am cântat cu el 10. Da? De ziua mea, da, mi-a făcut bucuria și am venit. De ziua, da, l-a invitat. Pe mine nu m-a invitat, Ticălos. Bine, n-aveam numărul tău. La pantofi. Stai. E un personaj foarte mișto. Da, e o figură. Da. Auzi, e... Deci tu, care ai avut o copilărie destul de, mă rog, ciudată, ca a să nu zic... A fost ca viața. Da. Mă gândeam dacă aș fi rămas cu familia, cu ai mei. Cine știe ce strâmb? Ce te-a salvat pe tine? Cititul? Două lucruri. Sportul de performanță și cititul. Am citit la propriu biblioteci. Pe cuvântul meu. Aveam, nu puteai să intri, de pildă, termopane, scrisă după jurnalistica lui Eminescu, pe care nu o găseai decât în manuscris la BCS. Și nu puteai intra acolo dacă n-aveai buletin. Și știu că doamnele de acolo mi-au făcut
după ce m-am dus cu certificatul de naștere pe un bon din acela de împrumut... Dacă nu se da nu la oricine, da. Mai ales că tu aveai o biografie mai complicată. Eram copil, nu aveam biografie atunci, că eram prea copil, nu aveam buletin. Și mi-au trecut... Ai avut acces la originalele? Da, ca să poată. Și așa am citit despre meseria de avocat și cum fac ei avocații din alb-negru și din negru-alb în funcție de interese și nu țin de național și nu știu ce. De acolo a plecat a noua poruncă, să nu minți. Nu? Din și decalog. Și parcă cu poruncile astea ai făcut mai multe melodii. Toate. Cele 10 porunci le-am pus pe muzică. A 11-a poruncă, fiind 10 din punctul meu de vedere, este scris ca un rebus. Fiecare piesă are un înțeles. Nu este pur și simplu o adunare de cuvinte. Poezie nu este absolut deloc. Așa cum vorbeam și cu Mircea ieri, poezie face Bambi, face... Fuego, face, mă rog, Eminescu, Alexandrie. Eu sunt doar un textier și două stele paralele, stele lacrimi inodate și lumina de la ele pentru tine, toate ghiși ciupercăcei, lumina ochilor. Acum jucați-vă voi mai departe să înțelegeți rebusul din fiecare, criptarea din fiecare strofă. Nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine tot ar fi puține. Două stele paralele, stele, lacrimi înodate și lumina de la ele, pentru voi toți toate. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toate. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine tot ar fi puține. Marius Mihalache. Toate bune, licurici, speranțe, noapte și pitici din poveste. Pentru tine toate. 9 magi în faptul serii, o potcoavă sus departe și comorile din suflet.
pentru voi toți toate. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine. Și de când e creștinismul pe pământ, nimeni altcineva n-a mai pus pe muzica laică, în afară, păi, de mine. Deci mi-a ieșit măcar o chestie. Prea fericitul nu te-a chemat să-ți dea o decorație? Păi nu, că era cel de dinainte și m-a chemat. Teoctist era un tip. I-a pus pe țărcovnici să mă certe. Să mă afurisească pentru că e blasfemie. Păi de ce? Ce spuneai tu? Că să n-ai alți dumnezei, să nu prea curvești, să nu minți, să nu furi. Păi tu asta spuneai, nu era împotriva. Păi nu eram, dar eu știu ce-l fi înțeles. Că e un motiv pentru care n-a făcut nimeni niciodată, n-a pus pe muzică laică decalogul, că e o blasfemie. Și zic, dumne, popii au conturi în bancă, cerurile nu în cap, oficează cununia între Dumnezeu și drac. Da. Păi, dar așa și e. Păi nu e așa? Da. Vrei să minți? Tu minți în poezie? Da. Nici eu nu mint în textele mele, nu? Da. Plânge sus în cer Maria lacrimi pe icoana noastră, se mai nasc minuni pe lume, cine să le împărtășească? Frumos. Da, adică zringhi, știi? Și da. Bine, unele sunt mai... mai buruienoase, mai contundente, nu buruienoase, nu, niciodată în da, textele de muzică. Nu-mi place. Vulgare. Nu-mi plac lucrurile astea. Uite cum îmi plac băieții, că sunt, cum să spun, sunt extrem de amuzanți. Sunt... Bine, au ironia. Au ironie, da. Depășește, da. Nu. Ia mai ziceți unul, tot cu haz, așa. Ia. Picioarele, apucă de amblare. Și-am
îmbătrânit și nu mai pot, nu mai ia pistolul foc. Ce-am să-l dau la o vecină, să-l curățe de rugină, să-l trece, să-l ustruiască, când îi trage să-l pomnească. Omul când îmbătrânește, pune paie și pârlește, pune paie și pârlește, că degeaba mai trăiește, că degeaba mai trăiește, că la nimic nu folosește. Ai, am îmbătrânit și nu mai pot, nu mai ia pistolul foc, ce-am să-l dau la o vecină, să-l curățe de rodină, să-l trece, să-l ustruiască, când noi trage să pomnească. Mi-am amintit de Sergiu Celibidache, genialul muzician, era mai mult decât dirijor, și când la Enescu
opera celebră a lui Dumnezeu, care era după asta, Amuleu și vreau să-l beu, știi? Da, da, da. Amuleu și vreau să-l beu, la la la, la 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 la. Amuleu și vreau să-l beu, la la la, la 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 la. Amuleu și vreau să-l beu, nici acela cu al meu. Ideea este următoarea. Că el făcea, când începea să dirigeze, făcea. Amuleu și vreau să-l beu. Hei! Nici acela nu-i al meu. Era formidabil. Uluitor personaj. Am văzut niște documentare cu dânsul. Un dans așa. Și mă gândeam dacă îl puneai să dirigeze asta. Da, 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 ce dracu. În fine, am parodiat puțin. Ți-a ieșit? Nu ușor să fii dirijor. Să știi că eu mă uitam la voieți la cât instrumente de suflat sunt cumplit de grele. Eu nu știu cum rezistă atât de mult să cânte. Și au cântat și toată ziua. Am scris o manea. Tu? Da. Da. Și aveai, fii atent, eram undeva pe la Constanța și era un turc bătrân, avea doi dinți în gură, mai era mai bătrân ca timpul. Mm-hmm. Avea o vioară cu două corzi, mm-hmm, între care una era o sârmă de aia de pus la liță, la contor, dacă da, îți amintești, știi? Și cânta, cânta Trenul vieții. Mm-hmm. Lungă mi-a fost viața, în teancul, știi, și făcea. Da, aia tătărească. Da, da, ia uite, taică, ia uite. Ia uite, taică, ce... Și aveai că frumoasă. Și zic, ce e aia, tată, și aveai că, până la urmă? Uh-huh. Ce, uite, româncă aia. Ei le spune, și aveai că e româncă tânără, frumoasă. E un amestec. Da, probabil e o expresie... Da, și a recuperat când și am zis, și aveai că de la Sarica Niculițel. Uh-huh. Și este povestea vinului, că acum mi-am amintit, de aici, de la Letea, din pădure. Uh-huh. Uh-huh. Cu trei cai... negru, alb și șarg, știi? Aha, aha. Și am făcut eu o manea, dar bine, manea de secol XVIII, gen Barbu Lăutaru, nu? Nu te-au plătit ăștia cu vinul, că le-ai făcut reclamă? Păi am făcut unul și fii atent, îi trimit ăsta și zice, îl pune la el pe Facebook și uite ce am făcut, zic, băi, tu n-ai mai atât aminte să scrii. Deci artistul lui Odamigeană. Nu, nimica, nu. Da. A vrut să-mi dea, zice, îți dau nu știu câți bani, 3 lei, dacă mi-l cidezi de tot pe în toate universul. Dreptul de autor. Zic, bă, îți dau eu 6 lei și pleacă de aici. Șaveică, fată frumoasă, fugi și adu vinul la masă și dă drumul cailor până la geana zorilor. Cai vinului s-alerge, dorurile să dezlege, hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim nițel. Barca răsturnată la buturuga lucioată, stau la sfat trei de-i feciori, frați din vița viilor. În pădurea dintre ape stau voinici la sfat de șoapte, în pădurea dintr-un rai au venit să-și afle cai. Izvorel din piatră seacă, unde-i Letea neumblată? S-au născut trei cai de soi, ăsta-i vinul de la noi. Cai crescuți cu jar de ape, liber zei crescuți cu lapte. Laptele de zi nebună, după noapte fără lună. Și-adu vinul la masă și dă drumul cailor până la geana zorilor. Cai vinului s-alerge, dorurile se dezlege, hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim. It's a...
aleargă vinul prin oase. De aseară pe la șase, alb și roi și sistem tristeți în colbi. Cel negru sfar mămăsele te ferește de belele și te duce în zbor acasă la mândrețe de nevastă. Calul alb e vin de soi, să-l vorbești până pe joi, să-i asculți tăcerile, să-i simți depărtările. Calul roi te poartă în șoapte pe cărările din noapte, în pădurea apelor, sărutul fecioarelor. Șarăită, fată frumoasă, tu-ți adu vinul la masă și dă drumul cailor, plageana zorilor. Cai vinului s-alerge, dorurile se dezlege, hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim nițel. Șaveică, 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 șaveică. Am să zreci din volumul meu Scaunul cu trei picioare în armonie cu ce a fost aici, cu universul. Recit o baladă a Anafului, o parodie după Acceleratul de George Topârcean. Balada Anafului? Balada Anafului. Are Topârceanu aia cu Acceleratul, nu știi bine. Am căzut că Anaful n-am auzit bine. Ai auzit bine, da. Asta am scris-o pentru că acum câțiva ani mergeam spre mare și am oprit să... Era primăvară, nu, și aveam o întâlnire acolo și apăruseră urzicile în primăvară, așa, și opresc acolo... La culeț de urzici. Nu, avea urzici, babele și ouă, știi? Și mă dau eu jos din mașina mea, cu pălăria pe cap, așa, sărumâna, cu cât dați urzicile? Maică zice, nu le vindem. Ne dăm cadou. Și aștept pe fiică mea să vină, să nu știu ce. Și ouăle, și la fel, nu sunt de vânzare. Mă duc la următoarea babă, mama e matale, ce? Și o maică mea, aștept fiica tot să... Bă, nu voia niciuna. Până una îi spune, mama, de la televizor. Piuf, de ce nu spui maică? Păi zic, bre, dar ce vă era? Și mamă, când te-a văzut, a crezut că suntem de la ANAF. Că am mai fost acum câteva zile și ne-a confiscat urzicile și ouăle. Da, adevărat că au descoperit mari corupți. Am scris această baladă a ANAF-ului. Într-o țară jucăușe, unde neamțul e împărat, stau bogații în cătușe, iar săracii în pușcă sfanțul, fericit că ne dă neamțul, ne dă case de marcat. Cu un chef nebun de muncă, sâșnit parcă din trombon, peizani uscați pe luncă, ce-i zic la maieu palton, sprijinindu-se în sapă, precum Bach în menuet, vin și ei de se adapă, că e bere la bufet. Și deodată, dinspre vale, năvălești un zvon ciudat. Pârjoriți bonuri fiscale, secați case de marcat, fulger negru, trăzned lung, ce ne face parcă în ciudă. Zările de-abia ajung, nu e rege, ci e dudă. Parcă noată, parcă zboară, garda cea financiară, scuipă foc, înghită drum și într-un val vârtej de fum intră cu amenda îngloată. A trecut, dinspre câmpie, vuiet greu de fiscălie, se destramă în tăcere, scade în depărtare, piere. Iar în urmă-i din tufișuri, de prin tainici ascunzișuri, să-i vezi pe jumătate trei băbuțe ciufulite, alarmate și îngrozite. Cine, ce-i, ce-a fost aici?
ciripesc cu glasuri mici vânzătoarele durzici. Doar un pui de pițigoi într-un vârf de fac pitic stă cu penele vâlvoi scuturând din ele praful. Ce să fie? Nu-i nimic. A trecut pe aici anaful. Mulțumesc frumos. Bun. Poftim, maestre. Mulțumesc încă o dată. Da, sunt și poezii mai serioase acolo. Și în curând o să scot o carte. Anul ăsta nu știu cum dracu m-a pognit, dar am scris poezii săptămâna. Am citit împreună? Am citit și împreună. Cea mai recentă poezie. Am reușit ieri să pescuiesc inclusiv o carte, cea mai recentă și nu ultima, cum spun toate zuzele astea de la televizor. Cea mai recentă carte de versuri a domnului Dinescu, pentru că, uite, voilà, s-a reapucat de poezie, un lucru care ne bucură pe toți. Și a scris o carte, Scaunul cu trei picioare, am pus-o undeva la rece, pentru că nu e așa o carte bună de poezii. De poezie trebuie citită, consumată la rece, ca o răzbunare bună, știi? Își ferecau nevasta și la cătă-i puneau, dar nici departe n-ajungea că era prin vichenii. Își desfăcea la cătul și-apoi se mitezi, pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului, pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Femeia te coboară, femeia îți dă viață și totea te omoară. Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă viață și totea te omoară. Pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Că Eva e făcută din coasta lui Adam, dar nici Adam săracu din rai când a plecat, el a știut că Eva cu dracul a șelat. Pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Femeia te omoară, femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă viață și totea te omoară. Pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Pentru că ăsta în case se ăsta, ăsta femeia, femeia, cu ea să nu te pui. Că-și domnilor femeia e dată dracului. Niște oameni absolut superbi, care pot fi foarte simpatici, foarte haioși, care pot cânta piese aproape de limita aceea, fără a o depăși niciodată, fără a cădea în vulgaritate. Lucruri uitate, lucruri care nu se mai fac, lucruri pe care nu se mai pune preț, din nefericire la noi, pentru că
Uite, nici nu știu. În primul rând că artiștii, cred, nu sunt asumați. Cred că ar mai avea nevoie de câteva lucruri. Altfel, vi recomand Mambo Siria. Ideea ar fi că mulțumesc. S-a lăsat seara, înțelegi? E momentul să înceapă șprițul. Voi ar trebui să învățați... Ne retragem în bibliotecă. Da. Dice, dar tu care te-ai dat intelectual până acum... Nu m-am dat, tu m-ai dat dracu, intelectual pe mine ca să nu știu care e motivul. Dar eu trebuie să vă învățați să filmați after party-urile întotdeauna. Mă arăt odată mica mea capodoperă, da? Ai înțeles? Felul 2 și ceva de mâncare n-a românești, fost, Dinescu, cu produse românești. Super, da. Pe cuvântul meu de onoare că merită să vă rupeți un weekend de oriunde ați fi și să treceți pe aici, pe la cetate și să-l vedeți pe Mircea. Eu mi-aș scoate o bucătărie și aș face undeva aici, deschisă, știi? Să vadă toată lumea nebunia frumoasă a lui, să fie martoră și prezentă acolo. Pentru că merită, faceți, rupeți-vă puțin din timp și treceți pe aici, că e o poveste de loc, o minune de om și merită cu prisosință să veniți aici.